În prima duminică a postului mare, preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, s-a aflat în parohia românească din Copenhaga, Danemarca. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a citit pastorala Sfântului Sinod la Duminica Ortodoxiei. Credincioșii s-au închinat icoanei Maicii Domnului Arătătoarea Căii, aflată în Biserica Românească din capitala daneză, precum și la icoana relicvară a Sfântului Ierarh Haralambie, adusă de la Centrul Episcopal din Stockholm. Cu acest prilej, preasfinția sa le-a vorbit celor prezenți despre minunile Sfântului Haralambie. Este o mare binecuvântare și bucurie pentru noi toți să îl avem în mijlocul nostru pe Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie, prin icoana sa relicvar. După cum cunoașteți, Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie ocrotește comunitatea noastră euharistică din orașul suedez Kalmar. Și această icoană relicvar am așteptat-o să vină din țară la prăznuirea hramului. Însă a venit tocmai în aceste vremuri de încercare și de cernere, deoarece avem nevoie de ocrotirea și rugăciunea Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, care este prin excelență ocrotitorul tuturor atunci când molimele, epidemiile se abat asupra noastră. Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie este supranumit apărătorul celor care se află în boală și în neputință și a celor înfometați. A ocrotit oamenii atunci când ciuma a făcut ravagii în lume. De aceea, el este mai tare decât ciuma, este mai tare decât orice molimă, decât orice epidemie. Copiii au primit daruri din partea părintelui episcop, iar credincioasele au primit flori. La slujba a fost prezent și Alexandru Grădinar, ambasadorul României în regatul Danemarcei.